În perioada 13-16 mai, Centrul Eparhial de la Roman organizează cea de-a 19-a ediție a zilelor Episcop Melchisedec Ștefănescu, marcând astfel împlinirea a 127 de ani de la nașterea în ceruri a Marelui Ierarh Romașcan. Manifestarea culturală religioasă dedicată ierarhului Nepereche Melchisedec Ștefănescu, cunoscută sub denumirea de Zilele Episcop Melchisedec Ștefănescu, au ajuns anul acesta la cea de-a 19-a ediție. Această ediție stă sub egida Episcopul Melchisedec și satul românesc pentru a respecta în felul acesta hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a declarat anul 2019 ca fiind anul omagial al satului românesc, al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari. Aceste manifestări au, așa cum ați spus și dumneavoastră, au debutat în ziua de 13 mai cu un concurs interseminarial la care au luat parte și foarte mulți tineri din școlile din Roman. Apoi a avut loc un simpozion susținut în sala de festivități a aceleiași instituții, iar în partea a doua zilei a fost săvârșită slujba vecerniei, la care au participat elevii seminariști de la cele patru seminarii nemțene și preoții profesori însoțitori. După slujba vecerniei a avut loc un concert dedicat anului omagial al satului românesc. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în parteneriat cu Liceul Teologic Episcop Melchisedec, Fundația Episcop Melchisedec și Biblioteca Municipală George Radu Melidon. Miercuri 15 mai îi așteptăm pe preoții din protopopiatul Onești pentru a fi alături de noi. Ei vor săvârși slujba vecerniei, iar în partea a doua va fi organizat un program cultural tot de către acest protopopiat. Manifestările se vor încheia joi 16 mai cu săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii și apoi după Sfânta Liturghie vor fi premiați câțiva profesori care au desfășurat la catedră o activitate de excepție din protopopiatul Măinești de data aceasta. Vor fi alături de noi peste 100 de preoți din acest protopopiat. După săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii și premiere va fi organizată tradiționala procesiune de la Catedrala Arhiepiscopală până aici la Fundația Episcop Melchisedec, unde va fi săvârșită slujba de pomenire a ierarhului Melchisedec și apoi vor fi premiați copiii din parohiile care au fost câștigătoare la proiectul patriarhal Hristos, sufletul satului meu, copiii care, însoțiți de preoții coordonatori, vor fi prezenți în data de 21 mai la Catedrala Patriarhală din București pentru a fi de data aceasta premiați chiar de către Preafericitul Părintele Patriarh Daniel. Așteptăm cu această ocazie pe toți romașcanii care îl poartă în suflet pe ierarhul Melchisedec să fie alături de noi la aceste manifestări și să-și arate în felul acesta această dragoste și acest respect față de personalitatea sa complexă. Această ediție a manifestărilor cuprinde slujbe religioase, comunicări științifice și concursuri corale dedicate Marelui Ierarh. La eveniment sunt așteptați oameni de cultură, iubitori ai marilor personalități ecleziastice romașcane, profesori și elevi.